Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Zgârciți n-aș parli. Adică nu reduc cantitatea păstrând rețeta, ci modifică rețeta reducând anumite ingrediente care sunt mai scumpe. Dar mă rog, nu mi se pare că sunt zgârciți, mi se pare că e nasol. Da. Adică nu e o zgârceală, este o, tot o reducere a cheltuielilor cu producția, da, umblând la calitate. Exact. Uh-huh. Da. Știi? Uh-huh. E descoperirea unei organizații non-profit, Foodwatch, care a făcut o anchetă în Franța și a publicat recent rezultatele. Sunt date mai multe exemple. Mă rog, ei dau vreo... Mi se pare, da, că este... șase? Uite, câteva. Se aplică în general la produse, adică la produse care sunt procesate, semi-preparate, da? Care sunt combinate, mm-hmm, din mai multe ingrediente. Nu e vorba de ardei gras sau carne macră sau cartofi. Sau... Deci, au luat un produs semi-preparat. Merluciu de Alaska a la bordeleză. Merluciu sunt, dacă mergeți la magazin, găsiți la refrigerate sau la congelate diferite cutii cu mâncare semi-preparate, uh-huh, te duci, o pui în cuptor sau la cuptorul cu microunde și ai un prânz. Da. Că despre calitatea lui nu vorbim. Da, mă rog. Mi-ai făcut poftă de merluciu acum. Sosul a la bordeleză este sos avec du vin blanc, cu vin alb și sos de lemie. Care se face și bun, merluciu, ok. Între aprilie și noiembrie 2023, explică Foodwatch, prețul acestui fel de mâncare a crescut cu 47%, iar în aprilie 2023, producătorul a redus cantitatea de carne de pește din semi-preparat de la 75% la 71%. Deci înainte 3 sferturi din ce cumpărai era pește, acum este mai puțin de 3 sferturi, este 71%, preț mai mare, carne mai puțină. Și te-ai putea gândi, adică e aproape insesizabil, nu cine stă să se gândească, cumpără jumătate de kil de o porție de 200-300 de grame sau cât o fi și lipsesc câteva zeci de grame. Nu te prinzi. Dar când înmulțești asta cu zeci de mii de porții, rezultă o diferență de preț semnificativă. Alt exemplu. Maioneza Mai, cei care fac muștarul de Dijon. Fin, gourmet, traiteur, quality. Potrivit Foodwatch, proporția de ouă din rețetă a scăzut de la 9,3% la 7%. Și ce a fost scos a fost înlocuit cu ulei, în timp ce prețul de vânzare în Franța a crescut cu peste 10%, după care Foodwatch face proporția și descoperă, în funcție de ingredientele care sunt acolo, și descoperă că, de fapt, în această maioneză, cantitatea de gălbenuși de ou folosită a scăzut cu aproape 25%. Aici ajungem la calitate. Știi că în cazul merluciului a scăzut puțin cantitatea. Da. Ok, e ce se întâmplă și cu untul. Uh-huh. Dar aici deja, și vorbim de un muștar de lux, de maioneză. Sau de maioneză. Maioneză de lux, producătorul, da, e unul de lux, da? Da, așa e. Deja ți înlocuiește gălbenușul de ou cu ulei. Asta, da, înseamnă că este mai puțin sănătos produsul ăsta, uh-huh, și de calitate mai slabă. Exact. Și aici sunt niște lucruri pe care nu le vezi. Că aia cu untul, dacă ești un pic atent, vezi că nu, uh-huh, ai pachetul de 200-280. Dar aici cine stă să citească pe etichetă fiecare cantitate a fiecărui ingredient în parte? Alt exemplu. În niște biscuiți umpluți cu gem... Și au și niște buburuze, cred, de gem, că sunt fotografii la toate le știi? Da. De la Milka. Uleiul de floarea soarelui a fost înlocuit cu ulei de palmier. Iată. Care este semnificativ mai ieftin, în timp ce prețul a crescut cu 27%. Același ulei de palmier este acum folosit și la ciocolățelele cu mentă After Eight. Iar prețul a crescut tot în Franța cu 7%. Astea, încă o dată, sunt cazuri pe care le-a descoperit Foodwatch, investigând ce se întâmplă în Franța. Nu se referă la ce e în România. Nu știm dacă e sau nu și la noi, dar știrea nu este despre ce e la noi. Care ulei de palmier, dacă știți, a fost un întreg scandal cu uleiul ăsta de palmier, că e nesănătos, da, și mulți producători se lăudau, scria explicit pe pachet că nu conține ulei de palmier. Și iată, acum s-au întors la uleiul de palmier din rațiuni economice, ceea ce e nasol. Da, așa cum remarca și Luca mai devreme, evident, noi cumpărătorii obișnuiți, nu avem nicio șansă să ne prindem de astfel de scăderi în calitate sau în cantitate, adică reduceri sau înlocuiri ale ingredientelor de calitate cu unele mai ieftine, mai proaste, pentru că nu stă nimeni, nu stăm să verificăm de atent rețetele alimentelor pe care le cumpărăm și să le comparăm cu alea de dinainte, adică să ai rețeta de maioneză de acum un an și să vezi ce este rețeta acum, să observi, să faci comparație, să descoperi că și așa crescut. Deci, mă întreb, oare nu asta ar trebui să facă protecția consumatorului, de pildă, în loc să hărțuiască comercianții cu diverse prostii? Nu astfel de anchete ar trebui să facă? Să verifice rețetele?
Bine, pe de altă parte, cineva spune că noi nu suntem un pericol, că la noi rețetele sunt proaste de la început. Da, sincer să fiu, mi se pare o înșelătorie din partea producătorilor. Dacă îi întreb, ei explică, dau diverse explicații. Că au fost niște probleme pe lanțul de distribuție, că nu s-au găsit ouă într-o perioadă, că uleiul de palmier au găsit o formulă mai sănătoasă. Nu. Și mi se pare o înșelătorie, adică nu că n-ar avea dreptul să modifice rețetele. Sunt rețetele lor, până la urmă, știi? Adică, băi, dacă vrei să modifici rețeta, ok, modific-o. Dar nu vinde același produs, cu același nume, același ambalaj, în același loc, spunând că e același lucru, când el de fapt nu mai este același lucru. Adică aici mi se pare că încearcă să ascundă un adevăr care este în defavoarea consumatorilor. Poți să spui, ok, nu mai folosim, nu știu ce, folosim brânză de soia. Denumește la altfel, anunță lucrul ăsta, s-a schimbat rețeta, acum avem nu știu ce, fă o campanie, pun un afiș, fă o notificare. Informează corect cumpărătorul că el va cumpăra altceva și lasă-l pe el să decidă dacă o să cumpere altceva sau nu. Nu vi se pare normal? Corect, mie mi-a dat greu cu after rate asta, sunt total dezamăgit. Serios, eu sunt fan și de asta zic. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.